skoraj smina in trešana pa po te zori. Se že pune mărturia credinței ei în Fiul lui Dumnezeu, care a devenit mântuitorul ei. Desigur, în fața ei este lumea aceasta, care cu siguranță a înviat-o cu tot felul de lucruri de plăcere, însă ea, cunoscând din tinerețe cuvântul lui Dumnezeu, a ales să slujească pe Domnul. Și astăzi va depune mărturia ei, așa cum a spus, la credințe. Sfântul Petru spune în întâia lui Epistola, capitolul 3, versetul 21, icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o spălare de întrăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Te întreb, dacă crezi din toată inima, căci Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Soră Simina, crezi că sângele Lui a curățat și sufletul tău, cugetul tău, inima ta? Da. Legământul care astăzi îl închei cu Domnul, câtă vreme ai hotărât să-L păstrezi? Până la sfârșitul vieții mele. Domnul să-ți ajute să te întâlnească pe baza mărturisirii tale, credinței tale, te botezăm în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Să-mi răspund.